Bună ziua! Sunt Sergiu Munteanu, medic nutriționist și astăzi voi vorbi despre diferența între ceaiuri din plante din supermarkete și ceaiuri din plante medicinale din farmacii. În primul rând, ceaiurile din plante medicinale din farmacii sunt inofensive. De ce? Deoarece chiar înainte de a cultiva plantele acestea, au fost analizate și solul, și apa din apropiere, la prezența metalelor grele, la diferite impurități și toxine, la prezența pesticidelor, erbicidelor, nitraților și a altor componente. De aceea, ele sunt inofensive. În afară de aceasta, chiar și în procesul de cultivare se respectă tot procesul tehnologic. Nu permite ca să fie prezente și alte plante prin apropiere care pot să dăuneze calitatea însăși plantelor date. De aceea se respectă practic toate condițiile optime și sigure de cultivare a acestor plante. În afară de aceasta, ei ne oferă siguranța, căci și materia primă și produsul finit trece de un proces de testare permanentă și destul de riguroasă. Inclusiv, ele ne oferă eficacitate, deoarece se face analiza concentrației substanțelor active, adică a particulelor și substanțelor care ajută sănătatea organismului nostru. De ce noi suntem ferm convinși că concentrația substanței active este optimă și ceaiul acesta va ajuta pentru profilaxia diferitor afecțiuni cronice sau prevenirea însăși a aparițiilor. În plus, este un control riguros asupra care parte a plantei este folosită pentru prepararea ceaiului. Căci se cunoaște că nu planta integral conține toate substanțele active într-o concentrație optimă, dar numai anumite părți. De aceea, în ceaiurile din plante medicinale se folosesc anume acele părți a plantei care conțin o concentrație maximă de substanță activă. De aceea și calitatea lor și eficacitatea lor este net mai presus, mai superioară față de ceaiurile din plante din comerț. Aveți grijă ce consumați și fiți sănătoși!